Ce-ați spune să facem un ostropel cinstit, domnule? Nu? Un ostropel cinstit cu pireu, nu cu piure, că așa se zice. Ostropel cu pireu? Bun, pireul nu-l facem. Facem piureu, dar în altă rețetă. Astăzi facem doar o rețetă clasică de ostropel. Hai să ne apucăm de treabă. Rețeta este foarte simplă, avem nevoie de pui, eu o să folosesc aripioare astăzi, roșii în suc propriu sau suc de roșii sau absolut tot ce vă place este permis, usturoi, pătrunjel și ulei de floarea soarelui, nimic mai mult, super simplu, practic se face în 30 de minute. Fii atent că noi doi vorbeam într-o zi despre mâncarea românească, ce este al românilor, da? Am zis mămăliga, hai că au și italienii că au polenta, mă rog, mici, care de fapt stai că vin dinspre Turcia și tot așa, dar ostropelul nu e românesc? E bine, astăzi facem o mâncare tradițional românească, ostropel de pui. Adăugăm câteva linguri de ulei de floarea soarelui, punem puiul să-l prăjim, să-i facem o crustă frumoasă. Între timp, până se prăjește puiul, tot ce am de făcut este să toc câțiva căței de usturoi. Vreau să-i tai, de fapt, nu să-i toc, să-i tai feliuțe, așa, pentru că mie îmi place ostropelul de pui. Măi, deci mie îmi plouă în gură. Spuneam că îmi place să tai usturoiul felii, pentru că așa am văzut acasă, în momentul în care mănânci, să vezi felia aia de usturoi, așa, prin farfurie. Nu așa era? Da. Aripioarele s-au prăjit pe o parte, le întorc și pe partea cealaltă, la fel, să prind această crustă super aurie. Eu aș putea să le prăjesc mai tare, să fac un mojdei și o mămăligă. Aia e, nu? Exact. Mare grijă pentru că sare, adăugăm și usturoiul, îl lăsăm și pe el foarte puțin la călit. Adaug apă și roșiile cuburi. Punem sare, piper. Unii oameni mai pun foi de dafin la acest preparat, dar mie personal nu mi se pare că merge foarte bine, așa că o să-l las simplu, nu vreau decât să am gustul acela de ostropel de pui clasic și atât. Las la fiert până scade jumătate din lichid, după care o să-i adaug pătrunjel proaspăt tocat pe deasupra. Avem ostropelul gata, a scăzut la jumătate, s-a transformat în acest sos super cremos și, bineînțeles, cu această grăsime pe care o vedeți, că nu există ostropel, aurea un plouă în gură, nu există ostropel care să nu aibă uleiul ăsta rămas pe aici, pe margine, așa, extraordinar. Nu vă spun cum miroase în bucătărie, de fapt nu vă spun cum miroase în toată clădirea, pentru că deja au venit vecinii să vadă ce gătim noi astăzi. Punem pătrunjel proaspăt pe deasupra și servim cu mămăligă sau piure de cartofi. Aceasta este rețeta clasică de ostropel de pui pe care cred că majoritatea o știu. Merge foarte bine lângă un piure de cartofi sau mămăligă. Eu vă urez poftă bună și dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.